Crucea Roșie Călăraș a achiziționat a doua ambulanță ce va fi pusă la dispoziția oamenilor care au nevoie să transporte persoane cu probleme de sănătate. Astfel, la nivelul instituției se va înființa un serviciu privat de ambulanță ce va deveni funcțional în această primăvară. Mai multe amănunte primim de la Aura Giurcă, director la Crucea Roșie Călăraș. Ați achiziționat a doua ambulanță. Da. Ce veți face cu mașinile și de când vor fi puse în funcțiune? Da, avem și a doua ambulanță, tot Mercedes este, prima este Mercedes Sprinter și a doua este Mercedes Vito. Vor fi înscrise în sistemul de stat prin 112, prin Casa de Sănătate și vor fi și contractele separate. Adică, bine, există posibilitatea, prin dispecerat, vine persoana, depune o cerere să transportăm o persoană, un bolnav, dintr-un loc în celălalt. Și sunt două posibilități. Cum mai exact putem apela la dumneavoastră? Se face contracost? Se face gratuit? Dați-ne câteva exemple. Momentul în care ai de transportat pe cineva, să meargă, de exemplu, la spital să-i scoată un gips, atunci sunt la 112, fiind asigurat, vine ambulanța, a noastră sau alta, transportă pacientul la spital și înapoi acasă și acolo decontează statul, pentru că persoana este asigurată. Dar mai există posibilitatea să... mai există cazuri în care trebuie să transporti un pacient. De exemplu, trebuie să-l duci la Vasilați, la un azil de bătrân. Și nu poți să suni la 112, pentru că acelea sunt pentru urgențe. Și vii la dispecerat la noi, depui o cerere și spui că în ziua de, la ora de, trebuie să ajungă persoana la azil. Vine mașina, îl preia de acasă și îl duce la azil. Și acolo plătește persoana respectivă care face solicitarea. Și este un preț diferit de cel de la Casa de Sănătate, adică nu mai este prin sistemul de stat. Odată cu achiziționarea ambulanțelor, veți face și angajări de personal. Bineînțeles. Când urmează? Având în vedere că este 24 din 24, noi așa avem dispeceratul, o să avem nevoie de cel puțin 3 șoferi pe fiecare mașină. Și asta înseamnă că avem nevoie de șoferi profesioniști. Bine, noi suntem o parte, fac o paranteză, Crucea Roșie Călăraș și partea familiei mari, ce înseamnă Crucea Roșie Română. Și ne supunem regulilor impuse de Crucea Roșie Română. Și ni s-a comunicat că șoferii trebuie să fie șoferi profesioniști, să aibă B-ul și C-ul, să aibă minim 5 ani experiență pe C și să aibă un curs de prim ajutor. Cursul de prim ajutor îl face la noi, nu este niciun fel de problemă. Dar să aibă disponibilitate de timp, să fie oameni serioși, va fi un examen pe mașină cu instructor auto și vor avea și examen psihologic, plus testarea scrisă. Adică trebuie să ne asigurăm că atunci când avem un șofer pe mașină, știu clar că are grijă în principal de pacient, apoi mașina. Trebuie să fie oameni serioși, să fie pregătiți foarte bine. În afară de șofer, veți angaja asistenți medicali sau vă descurcați cu voluntarii? Avem voluntari. Voluntarii noștri sunt voluntari de 10 ani de zile, sunt pregătiți cu curs de prim ajutor. Avem asistenți medicali voluntari care vin pe mașini și nu va fi niciun fel de problemă. Ne-am gândit prima dată să fie doar șoferi, adică ambulanțieri. Dar este complicat pentru că, indiferent de cât de puternic ești și câtă voință ai avea, să transporti un pacient de la etajul 4 până la parter, tot mai e nevoie de cineva. Și atunci vor fi și voluntarii care să ajute. Ați spus foarte clar situațiile în care putem apela la serviciile de ambulanță de la Crucea Roșie. Însă mă gândesc în caz de calamitate, de cutremur, Doamne ferește, de inundații, pandemie, când ambulanțele nu mai fac față, cei de la SMURD au foarte multe solicitări. În această situație veți fi chemați în sprijinul lor? Oricum, Crucea Roșie este inclusă în planul roșu de intervenții al județului Călăraș. În orice moment, dacă se declanșează planul roșu, noi trebuie să fim la dispoziția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Și atunci trebuie să acționăm cot la cot cu SMURD-ul și cu ISU. Dar, în caz de, să spunem, un plan roșu, o intervenție, o ceva, nu știu, un accident. Noi suntem, fiind prin sistemul de stat, prin 112, prin Casa de Sănătate, suntem la dispoziția lor. Oricând, mașinile noastre trebuie să fie pregătite să poată să suie pe mașină un medic de urgență și să
beneficieze, să aibă la îndemână toate dotările necesare, ca și într-o ambulanță de stat. Asta voiam să vă întreb. Ambulanța dumneavoastră are în dotare toată aparatura necesară? Absolut toată aparatura. Sunt dotări de 300 de milioane pe mașină. Totul este nou-nouț. Mașina este în conformitate cu normele în vigoare. Am luat toate autorizările și omologările și urmează, mai avem încă un pas și le punem la treabă. Asta zic, de când preconizați că vor fi puse în funcțiune? Nu pot să spun, pentru că din cauza pandemiei, medicii care vin să autorizeze serviciul sunt foarte ocupați și se feresc și mai durează puțin. Nu știu nici eu cât. Urmează, eu zic că într-o lună deja avem prima cursă. Deci în primăvara asta? Da, clar. Nici mă gândesc. Ce campanii aveți în momentul de față în derulare? Avem două campanii. Una este la nivel național, este campania Colgate Palmolive de la Procter & Gamble, prin care toți copiii de clasele 0-4 beneficiază de paste și periuțe plus alte produse de igienă din partea Procter & Gamble. La noi în județ, anul ăsta vor fi 9.000 de copii care beneficiază de aceste produse. O treime sunt din urban și restul din rural. Am ales școlile care nu prea au participat până acum, pentru că e greu să vii de la Cășcioarele sau de la Plătărești și s-au înscris întotdeauna cei de aproape. Și acum am zis, hai să facem un efort, să le ducem noi, să aibă și ei. Și a doua campanie? A doua campanie este proiectul Din Suflet pentru Suflet, care este proiectul nostru de suflet. Îl avem în fiecare an de Paște și de Crăciun. Avem o colectă. E primul an în care avem tombolă cu premii. Avem o colectă prin care persoanele, există trei posibilități și aici cu posibilități. Pot să vină să doneze un pachet cu 5 kg de îmbrăcăminte, învățăminte, jucării, alimente neperisabile și primesc bile de tombolă. A doua posibilitate, persoane care vin și completează formularul 230 pentru acei 3,5% din impozitul pe salariu și iarăși primesc un bilet de tombolă, sau mai sunt persoane care merg și donează minim 50 de lei în contul Crucii Roșii sau vin aici și fac o sponsorizare și iarăși primesc un bilet de tombolă. Să vorbim și despre premii. Premiile sunt două categorii, pentru profesori și pentru elevi. Avem de la căști de gaming, tastatură de gaming, longboard, chestii de-astea care pasionează copiii, dar avem și pentru profesori care folosesc la clasă laminatoare, flipchart-uri, imprimantă color. Sunt premii foarte consistente și foarte multe. Avem vouchere, avem cursuri de prim ajutor, sunt. Când ar fi extragerea? Dacă pe 2 este Paștele, pe 10 se încheie campania și pe 10 este și extragerea. Este prin acel sistem random.org, pe Facebook vor fi anunțați câștigătorii și au la dispoziție 15 zile să le ridice. Concursul a fost mediatizat în unitățile de învățământ, profesorii au la cunoștință, ei au fost informați? Păi, nu l-am făcut de capul nostru singur, avem parteneriat cu Inspectoratul Școlar General și cu Consiliul Județean al Elevilor. Și Mihnea Tudone, el se ocupă de Consiliul Județean, este președintele și ne ajută cu popularizarea în rândul elevilor. Este un lucru. Dar iar inspectoratul se ocupă de transmis în toate școlile din județ. În interviurile noastre vorbeam nu de mult de lipsa spațiului de depozitare. Că ați avea nevoie de încă un spațiu. S-a rezolvat această problemă? Da, în sfârșit s-a rezolvat și sunt extraordinar de mulțumită și de fericită, pot să spun, pentru că spațiul pe care îl ocupam temporar, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, ne-a fost atribuit pe toată perioada cât va ființa Crucea Roșie Călăraș în acest județ. Consiliul Județean ne-a sprijinit cu spațiul de la fostul liceu Știlbei Vodă. S-a creat o confuzie. Cineva a scris pe Facebook la un moment dat că e vorba de liceu. Nu este vorba de liceu mare, de clădirea mare. Aceea este dată școlii speciale numărul 1, iar nouă ne-a revenit partea din spate, din curte, unde au fost atelierele maestrilor, biblioteca și sala de sport. Pentru noi este extraordinar de bine, pentru că acolo avem loc de intrat cu mașină, inclusiv cu tir. Noi toată vara trecută am primit ajutoare cu tirul, nu am mai primit cu dubița. Și este greu, la noi aici nu avem unde, suntem la etajul întâi,
Și, dovadă, ieri am primit 450 de cutii de paste și periuțe. A fost groaznic să le urci la etajul întâi. E, acolo avem posibilitatea să le băgăm direct în sală, avem loc de parcare a mașinilor. Deci va fi folosit doar ca loc de depozitare. Doar ca loc de depozitare. Și da, puteți intra în acest moment sau e nevoie de reparații? Încă nu am semnat toate actele cu Consiliul Județean, dar are nevoie de mici reparații. Nefiind folosit atâția ani de zile, na, e normal, ca și o locuință. Mai cade câte ceva, mai plouă pe aici colo, mai trebuie îndreptat un perete, trebuie schimbată în special instalația electrică, pentru că este foarte veche și nu mai este, nu suntem în siguranță acolo. Da, trebuie făcute mici investiții, dar oricum, eu sunt foarte mulțumită că l-avem. Și ați rezolvat problema. Am rezolvat problema. Este și pază că tot în acea curte mai sunt și arhivele primăriei, parcă, fosta clădirea veteranilor. Și acolo este pază, deci e foarte bine. O să avem și camere de la vederi. Da. Știu că la nivelul Crucii Roșii organizați cursuri. Da. În momentul de față aveți cursuri interulare? Avem pe călărași brancardier și infirmier. Avem două grupe de infirmier și o grupă de brancardier și cam atât. Ce să mă mai plâng că nu vine lumea și se înscrie la îngrijitor bătrân la domiciliu sau babysitter? Sunt, încă o dată spun, o grămadă de cereri, nu vine lumea să facă curs. Și atunci, anul ăsta nici nu mă voi mai autoriza, îmi expiră autorizațiile astea două și nu are rost să arunc 80 de milioane pe geam degeaba. Deci în 3 ani de zile, cât e valabilă o autorizație, nu am avut niciun curs de babysitter. Deși solicitări ar exista. Sunt foarte multe persoane, cunoștințe, prieteni, mă sună. Vreau că am un copil mic sau vreau pentru mama, o persoană să stea cu ea 6 ore și să plătesc bani frumoși. Nu dăvesc. Cursurile au început deja, oamenii se mai pot înscrie sau au demarat? În momentul în care se adună o grupă de minim 10 persoane, noi dăm drumul la curs. Acum pe 10 începe curs de infirmier a 8-a grupă. Avem și în Ialomița grupă, avem și la Vâlcea două grupe, la Mureș am terminat, la Brașov am terminat. Da, avem. Deci pentru cele două grupe de brancardier și infirmiere există solicitări. Da. Sunt mult mai cerute infirmierele. Ele sunt primele pe listă. Pentru că s-au făcut angajări pe 2 luni, pe perioadă determinată, la spitale. Pe 2 luni, pe 3 luni, pe 6 luni. Și omul speră. Na, eu le-am spus de fiecare dată. Ține și de voi. Trebuie să fiți pline de solicitudine, să fiți de treabă, că până la urmă de spital, de angajator, depinde dacă vă ține, dacă vă prelungește contractul sau nu. Să revenim un pic la colecta dumneavoastră. În ce perioadă vor fi distribuite ajutoarele primite? După ce terminăm cu sortatul, deci noi începem să primim ajutoare, sortăm și dăm. Adică eu aș vrea în perioada de Paște, în luna aprilie, să dăm tot ce primim. Că mai sunt și după, asta este. Că dacă colecta se încheie pe 10 mai, noi putem să mai primim și pe 9 mai. Pe pare le dăm după ce se încheie extragerea. Dar vrem să facem o bucurie de iepuraș și clar, majoritatea donațiilor sunt pentru copii. Avem rechizite, dulciuri, îmbrăcăminte pentru copii și să le facem o bucurie de Paște. Să le duceți o bucurie. Aveți nevoie la sortat de voluntari? Vă descurcați cu ce aveți în momentul de față? Deci ieri chiar intrasem în panică pentru că am primit produsele Colgate și au fost, cum spuneam, 450 de cutii mari. Și mă gândeam cu groază că stăm până duminică seara ca să le aducem pe alea în sediu. Și am fost pe Facebook și au venit persoane, pur și simplu, a fost prima dată când le-am văzut, au venit și ne-au ajutat la cărat. Bine, nu mai spun de jandarmeria Călărași, că oamenii ăștia săraci nici nu mai e nevoie să mai spun că vin singuri, că ei că au văzut pe Facebook și ce au zis, hai să o ajutăm. Oricum sunt... Deci de fiecare dată când faceți apel, oamenii răspund pozitiv. Da, da, da. Acum vor veni din tot județul și din toată țara, pentru că apelul s-a făcut nu numai pentru județul Călărași, ci pentru toată țara. Cum am făcut și de Crăciun, am primit colete și scria fetiță 3-4 ani, băiețel 5-6 ani. Și au venit de la Botoșan, de la Suceava, de la Arad. Deci au venit frumos împachetate, pe alea nu le-am mai desfăcut, le-am dat direct. Și alea știu sigur că au fost noi nouțe. Deci am desfăcut câteva cutii care erau jupuite,
Dar erau, au venit în pachete de cadou foarte frumoase. Și ne-a fost foarte simplu. Avem relația extraordinar de bună cu asistența socială din primăriile cu care avem parteneriat și ele ne anunță. Eu le spun, am 10 pachete de fetițe vârstele astea și 15 de băieței. Și ei le dau, cu poze, cu liste, cu tot ce trebuie.